Mai mult din grilele de salarizare propuse de guvernul Cioloș se constată că pentru anumite categorii de cadre didactice și pentru personalul didactic auxiliar, salariile propuse sunt mai mici decât cele actuale cu 6-7%. Este adevărat că prin acest proiect de ordonanță de urgență se propune reducerea numărului tranșelor de vechime, o creștere a salariilor pentru anumite categorii de profesori, dar și că unele rămân la nivelul actual. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ nu poate fi de acord cu salariile propuse pentru învățătorii și educatoarele cu studii medii care riscă să rămână la același nivel pentru o perioadă nedefinit de mare, din cauza modului în care este concepută grila. De asemenea, salariile umilitoare propuse pentru debutanți sunt un îndemn pentru tinerii performanți să fugă de învățământ. Cei peste 178.000 de salariați din învățământul preuniversitar, membrii de sindicat ai organizațiilor afiliate la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, nu acceptă o astfel de lege de salarizare. Dacă un salariu de 1.100 lei net al unui profesor debutant este mult prea mare și guvernul Cioloș a înțeles că trebuie să le reducă cu 6%, iar un învățător debutant trebuie să primească salariu minim pe economie, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ cere ca actualul guvern să-și dea demisia de onoare. Un guvern care propună astfel de grilă pentru salariile cadrelor didactice, care nu a investit fonduri în dezvoltarea sistemului educațional pentru modernizarea bazei didactice a unităților de învățământ, mai ales a celor din mediul rural, pentru a oferi șanse egale la un învățământ de calitate pentru toți elevii, trebuie să plece. În aceste condiții, membrii de sindicat afiliați la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ vor recurge la toate formele de luptă sindicală, Prima acțiune urmând a se desfășura în zilele de 18 și 19 aprilie, în intervalul orar 15-17, când vor picheta sediul Guvernului României.